Atelierul de film este un creator de context, este un creator de contacte, este un liant, ca să zic așa, între un ATC și mica noastră industrie de film. Oferă șansa de la o simplă colaborare sau voluntariat într-o casă de producție până la a aplica la CNC tinerilor absolvenți. Este o societate comercială înființată de un ATC. Scopul acestei firme, să zicem așa, acestei case de producție, este de a ajuta tinerii absolvenți și nu numai, să realizeze debutul în industrie, să-și promoveze filmele de facultate sau să înceapă niște noi proiecte în colaborare cu studenți de la alte facultăți. În general, studenții vin la noi, absolvenții vin la noi, dar bineînțeles că după festivaluri ca Cinema Iubit sau Next sau alte festivaluri românești în care tinerii studenți sau absolvenți decid să își facă debutul sau sunt selectați, îi cooptăm și noi și încercăm să le explicăm ceea ce facem și inclusiv în cadrul întâlnirilor cu studenții sau cursurilor din facultate le povestim despre ceea ce face atelierul de film, cum îi poate ajuta pe perioada facultății, cât și după terminarea studiilor. Partea de distribuție pe care o face atelier de film este dedicată în primul rând filmelor absolvenților, pe care într-un fel le inițiem noi, dar bineînțeles că putem prelua și alte filme în care nu am fost implicați inițial ca producător. În filmele studențești ne implicăm doar în condițiile în care un film este cumpărat de o televiziune sau se introduce o clauză prin care există o remunerare în bani, pentru că un ATC-ul este producător și sunt mai multe clauze de drepturi de autor. Primul pas a fost să inițiem niște proiecte în coproducție cu alte case de producție. Primul astfel de proiect a fost o colaborare pentru un omnibus, o propunere de omnibus a lui Paul Negoescu. Am mai avut o mică colaborare cu 42 km film, în casa de producție a lui Corneliu Porumboiu. O mică colaborare pentru filmul Rocker, produs de Mandaragora, pentru banda ghid internațională pentru sunetul din filmul respectiv. Și am încercat să ne implicăm pe cât posibil în cât mai multe proiecte pentru a ne situa oarecum pe piață, pentru ca oamenii să vadă ce servicii putem oferi, să nu ne trateze ca pe o companie a studenților sau ceva care nu prea știe exact cum merge treaba. Noi am încercat să luăm cei mai buni dintre studenți pe care să-i recomandăm mai departe la alte proiecte și să facem în așa fel ca toate colaborările să fie win-win, atât pentru CV-ul studentului, cât și pentru casa de producție care solicită serviciile, să creăm astfel o cale pentru studenți de a intra cumva pe piață. Oricum am calculat, sunt destul de mulți studenți care ies de pe băncile unui ATC-ul în fiecare an și, din păcate, industria, pe lângă faptul că e mică și nu se poate autosustine, nu poate să le ofere tuturor un loc de muncă. E mult mai greu ca după 4 ani de zile sau 6 sau dacă faci master și mai știu eu, doctorat după, e foarte greu să începi de undeva și e foarte bine să începi de pe perioada facultății, dar de multe ori și când mergi și ceri să faci practică undeva, ți se mai închid ușile în nas, pentru că orice om în plus, chiar dacă nu îl plătești efectiv, îți adaugă niște costuri uneori la transport, la catering și e destul de greu. Bineînțeles că toată lumea are nevoie de ajutor, dar în momentul în care alegi să acorzi credit cuiva, e mult mai bine dacă acea persoană vine cu o recomandare sigură. Fiecare are nevoie de o perioadă în care să-și descopere stilul, modul de a lucra, de a vedea cum realizează alții filme, iar doar participând la niște cursuri teoretice e destul de greu. Așa că workshop-urile, masterclass-urile sau seminariile care vin să completeze toată
toată materia predată în facultate, care se țin în special în afară, aduc la un loc foarte mulți oameni din industrie și pe lângă toată informația de actualitate pe care o primești, e și un foarte bun prilej de a-ți face cunoștințe și în domeniul ăsta și în cinematografie și în special în cazul României, networking-ul e foarte important. Ai nevoie de contacte. Vorbind din punct de vedere al producătorului, nu cred că poți să faci un film în Europa fără să ai contacte. Vorbesc despre Europa, că e singura piață pe care am studiat-o și o cunosc. Am terminat regie chiar după primul an de facultate. Mi-am dat seama că nu chiar asta vreau să fac. Bineînțeles că nu știam, în momentul în care am dat la un ATC, am vrut să fac film. Nu știam exact ce. Știam că vreau să fac film și mi-am dat foarte repede seama că îmi place mult mai mult partea de organizare, deși înainte să fac trecerea spre producție m-am gândit destul de mult la montaj. Încet, încet au început colegii să mă coopteze. Cred că a venit totul foarte natural, nu a fost o chestie voită, nu știam neapărat ce înseamnă producția, mai ales că nu aveam niște cursuri specializate în anul 1, anul 2 de producție de film. Și tot ceea ce am învățat făcând practică la diverse case de producție sau făcând și văzând la filmele colegilor. În primii 3 ani de facultate nu am refuzat niciun proiect, indiferent de calitatea artistică a scenariului. Mai apoi, prin anul 4 și la master, am început să fiu mai selectivă, dar la început am considerat că trebuie să înveți și trebuie să faci și în condițiile în care nu ești producător executiv sau producător creativ, ci, cum era cazul la mine, un asistent de producție sau un producător delegat al UNATC-ului pentru niște filme ale studenților, am considerat că trebuie să fac treaba foarte bine și să încerc să-mi obțin contacte și să nu mă implic atât de mult în partea de scenariu sau în partea de realizare artistică. Sunt doctorand în cinematografie. Coordonatorul lucrării mele de doctorat este la profesor universitar dr. Cristina Nichituș și tema de studiu în acești 3 ani este coproducția, iar lucrarea se numește Coproducția, un prim pas spre o industrie. Prima mea experiență cu festivalul de la Berlin a fost acum 2 ani, sper să nu greșesc, într-un program care se numește Making Waves, un program pentru producători și scenariști, care a cărui scop este de a crea noi sales agents și distribuitori și care se axează foarte mult pe creșterea unor producători creativi care știu să studieze piața și a unor scenariști care înainte să scrie un scenariu sau să caute un producător știu ce se cere. Cu Berlinale Talent, experiența e destul de amuzantă pentru că anul acesta a fost al 6-lea an în care am aplicat și într-un fel am aplicat fără niciun fel de speranță. Știam că sunt peste 4.000 de oameni care aplică, eram conștientă de lucrul ăsta. Anul acesta s-a schimbat numele de la Berlinale Talent Campus la Berlinale Talents pentru a pierde toată partea asta academică, nu mai vreau să mai fie studenți, vreau să fie un spațiu special pentru tinerii profesioniști care promit spre viitor. Și atunci, într-un fel, nu credeam că o să ajung anul acesta, dar a fost de foarte bun augur. Mi-am făcut mult mai multe contacte, mi-am reînnoit contactele cu oamenii pe care îi întâlnisem înainte în workshop-uri. Ceea ce Berlinale Talent oferă e și mai important pentru că aduce oameni din toată lumea. Este singurul workshop de acest gen în care sunt aduși 300 de participanți, 300 de profesioniști care deja lucrează, care au niște filme active, care au participat în festivaluri și care chiar te pot ajuta în cazul în care ai nevoie de o persoană dintr-o anumită țară. Anul acesta, celor 300 de participanți de la Berlinale Talents li s-a oferit ocazia să participe și cu un proiect într-un concurs organizat de Canon care urma să ofere, cred că pentru 5 proiecte,
o finanțare de 3.000 de euro și aparatură pentru a putea realiza proiectul respectiv. Singura condiție era ca scenariul să fie pentru un film de maxim 5 minute. Am aplicat cu un scenariu scris de Andreea Bolțun, care se numește Love Locker, și în cadrul festivalului am avut bucuria să aflăm că suntem unul din cei 10 finaliști, din care vor rămâne 5 care vor avea prilejul să-și realizeze filmul. Plec la Luxemburg, unde avem un proiect în cadrul programului European Short Pitch. Proiectul este scris tot de Andreea Bolțun, o scenaristă super talentată. Se numește Amur și sperăm că o să găsim coproducători, pentru că este un proiect destul de dificil din punct de vedere al scenografiei, în primul rând. Și chiar ne dorim să îl facem. Proiectele, în general, le preluăm pe atelierul de film în momentul în care avem o confirmare de aplicație sau dorim să aplicăm cu ele la CNC. Lucrăm la dezvoltarea scenariilor, lucrăm la dezvoltarea treatment-urilor, dar nu spunem că este un proiect al atelierului de film până în momentul în care efectiv filmul este selectat la un workshop de dezvoltare sau se aplică cu el la un concurs de finanțare. E și un fel de a oferi libertate scenariștilor, care în general sunt scenariști proveniți din un ATC, să poată să-și dezvolte, le oferim sprijinul de a se dezvolta, de a-și dezvolta scenariul, iar dacă opțiunea lor este să aplice la CNC cu o altă casă de producție, le oferim această libertate. Dar în momentul în care noi începem și investim și mergem cu proiectul respectiv la workshop-uri, la diverse programe de dezvoltare, încheiem un contract și scenariul respectiv este un proiect al atelierului. Avem acum în producție un scurtmetraj care se numește În Ataș. Este o coproducție România, Moldova, Germania, venit de la inițiativa unei operatoare din Germania care lucrează cu un regizor din Moldova. Am avut o mare bătaie de cap să trimitem toată aparatura de filmare în Republica Moldova, dar sunt de părere că cu cât mai multe probleme întâlnești la producția unui film, cu atât va ieși filmul mai bine. Asta e testat și demonstrat. Coproducțiile sunt destul de la ordinea zilei la atelier în ultimul timp. Pe lângă În Ataș, mai avem un scurtmetraj care se numește Strada Drapelului numărul 0, coproducție România-Olanda. Mai avem un proiect care a pornit inițiativa noastră, se numește Mr. Moonlight, care este o coproducție România-Germania în momentul de față, deși avem și un partener din Franța, care în funcție de finanțarea pe care o să obținem din cele două țări, se va alătura sau nu pe partea de postproducție. Mr. Moonlight a fost, cred că, primul proiect de suflet cu care am început călătoria prin workshop-uri și prin programe de dezvoltare de scenariu. Deși a durat destul de mult, a scris tot de Andreea Bolțun, care a avut și norocul să fie selectat și să fie finalist pentru Robert Bosch Stiftung Co-Production Prize, care e unul dintre cele mai bune surse de finanțare dacă câștigi pentru scurtmetraj. Din păcate, Europa de Est nu mai poate participa începând cu anul acesta, dar acolo am primit un special jury mention, ca să zic așa, ceea ce ne-a încurajat foarte mult, dar din păcate încă suntem în perioada de finanțare cu respectivul proiect și cu alte 3 scrise de Andreea, așa că da, putem să spunem că Andreea Bolțun este un colaborator vehement al atelierului de film. Mai avem câteva proiecte cu care dorim să aplicăm la următoarea sesiune CNC. În acest moment suntem încă în filmări sau în postproducție cu majoritatea filmelor pe care atelierul le-a inițiat sau la care a fost producător majoritar, dar o parte din scurtmetrajele realizate în proiectul inițial cu Paul Negoescu
Au fost terminate și își vor începe cât de curând circuitul festivalier. Majoritatea studenților pe care îi întâlnesc mă văd oarecum pe mine și pe colegii mei, pentru care, ok, și în anul 3, pentru mulți, debutul în industrie și debutul pe bune, serios, este foarte departe. Și mai ales la cursurile de legislație, am impresia, ok, bine, dar cu ce mă privește asta pe mine? Sau asta e treaba producătorului? Nimeni nu se vede producător. Adică nimeni. Sunt foarte puțini care se văd ca producător în viitor. Am impresia că asta e o muncă ingrată. Majoritatea oamenilor au impresia că un producător trebuie doar să strângă banii de undeva, să se ducă să se roage, să se milogească, să facă ceva ca să se poată realiza filmarea. Și asta e oarecum și o problemă datorată faptului că nu avem o secție specială pentru producție la licență, la cursurile de licență. Și această secție este abia la masterat. În general, foarte mulți din absolvenții facultății de film se feresc de secția de producție, poate și din cauza că se dau cu capul de toți pereții pentru filmele lor de licență și au impresia că e o muncă care nu i-ar reprezenta. Dar eu sper că o să urmeze o nouă generație care va înțelege importanța existenței unor producători creativi și a unui producător care are atât know-how cât și talent pentru treaba asta. Pentru un om care habar nu are ce înseamnă producător, e o chestie amuzantă, de fapt, că întorcându-mă în orașul meu natal, m-au întrebat niște colegi, bine, și tu ce faci la București? Că, ok, au înțeles-o cum au înțeles-o pe asta, că sunt la regie de film, asta au înțeles-o. După aia le-am zis, nu, eu fac producție. Și toți erau, păi și ce produci? Așa că un producător produce un context, produce niște facilități ca să... pentru ca artistul să poată crea în voie și cred că producătorul trebuie să aibă niște cunoștințe despre piață, despre ce se cere, despre ce piața ar avea nevoie, dar încă nu știe. Ar trebui să fie atât un speculant, cât și un vânzător foarte bun. Ar trebui... deși, în general, producătorii sunt niște oameni care stau în spate și nu prea ies în față, nu prea vorbesc, nu prea susțin, ca să zic așa, area artistică a proiectului, pentru a ajunge ca proiectul să fie realizat, pentru a avea filmul efectiv, producătorul trebuie să fie un foarte bun povestitor și un bun vânzător de povești ca să poată să obțină toate finanțările, ca să poată să obțină niște parteneriate și să convingă oamenii cei mai potriviți să se alăture proiectului. E foarte important ca producătorul să creadă în povestea, în povestea pe care o realizează, dar mai cred că nu trebuie să se impună. Trebuie să fie un punct până la care producătorul să spună ceea ce crede. Dar în momentul în care regizorul ia o decizie, producătorul trebuie să aibă încredere în omul cu care lucrează și în omul cu care s-a înhămat la realizarea unui film și să se lase libertatea de creație. Nu cred în sistemul în care producătorul alege montajul final, deși s-a demonstrat că funcționează. Cred într-o cinematografie de autor, într-o cinematografie în care regizorul poate să facă ceea ce își dorește cu ajutorul unui producător care îl sprijină. În cazul cinematografiei, nu cred că există o altă variantă decât susținerea de către stat în Europa, pentru că producția de filme merge mână în mână cu distribuția de filme și în America, bineînțeles, se poate. E un teritoriu foarte mare care vorbește aceeași limbă, care are oarecum aceeași cultură și rezonează la aceleași povești. În,
în cazul Europei avem foarte multe teritorii mici. Dacă e să ne referim la România, avem o piață și mai mică și mai restrânsă, cu foarte puține cinematografe. Avem zone în care chiar nu există cinematograf, în care cultura este foarte diferită de la o zonă la alta, atât în Europa cât inclusiv în România. Și oamenii, odată ce s-au obișnuit într-un anume fel, e foarte greu să-i readuci la cinema. Pentru foarte multe zone din România, care nu sunt centre universitare și care nu au niște cinematografe de calitate, chiar construcția unora în orașul respectiv, și asta o știu pentru că am încercat să studiem oarecum zona județului Alba, unde acum chiar se va construi un cinematograf, dar am încercat să facem niște proiecții în niște condiții de super calitate în cadrul unor case de cultură. Și dacă în primele 2-3 weekenduri în care s-au făcut proiecțiile, oamenii au venit, după au încetat să mai vină. Și s-a făcut acest test inclusiv cu niște blockbuster-uri americane. Oamenii nu mai vin la cinema. Ca să aduci omul la cinema, trebuie să-i aduci o ofertă variată. E la fel ca în orice altă industrie. Omul îi place să aleagă sau să aibă de unde să aleagă. Dacă întotdeauna vor prefera, dacă va fi un chioșc și un supermarket unul lângă altul, să meargă la supermarket pentru că acolo are opțiune, decât să cumpere aceeași păină pe care o găsește la chioșc. În momentul în care vei vrea să vezi un film la cinema, spre exemplu, vei vrea să mergi la un film la care merge toată lumea și despre care vorbește toată lumea, pentru că doar așa vei avea un subiect de comunicare. Ori promovarea se face cu bani, se face prin diverse medii costisitoare și filmul românesc nu-și permite acest lucru. Adică mainstream-ul românesc este, de fapt, filmul de artă.